Apăsați de problemele prin care trece clubul, dar și de restanțele financiare, galbenverzii au intrat fără concentrare pe teren. În primele 30 de minute, Viitorul a dominat jocul. Elevii antrenați de Bogdan Vintilă puteau obține un penalti în minutul 3 la ținerea lui Ortiz asupra lui Mitrea. Dică în minutul 14, Băluță în minutul 17 și Accente în minutul 21 au menținut amenințarea la poarta lui Cerneausca și doar impreciziile execuțiilor au făcut ca scorul să rămână 0-0. Vasluiul a ieșit la rampă abia după jumătate de oră prin Devanjera și Pătulea, însă cei doi nu au reușit să pună în pericol poarta lui Balauru, astfel că cele două formații au intrat cu remiza albă la vestiare. În partea a doua a jocului, mingea a zburat dintr-un care un altul, Tosca și Daminuță purtând duelul celor mai mari ocazii cu Enescu și Mike. Cu 5 minute înainte de final, echipa antrenată de Vintilă avea să dea lovitura prin Florin Tănase după o dejucare perfectă a pasului la offside făcut de apărarea vasluiană. Scor final 0-1, iar Viitorul echipei FC Vaslui nu sună deloc bine. Tehnicianul echipei s-a arătat învins de problemele cu care se confruntă clubul și spune că nu mai are cum să-și motiveze jucătorii. Jucătorii lui Ciobotariu iau serios în calcul ca etapa viitoare să nu mai facă deplasarea în Ghencea. Această formă extremă de protest este luată în considerare după ce nici până acum nu le-au intrat banii în cont.